vânzări și cumpărări au făcut o listă cu tâmpenie, mă rog, ciudățenii, multe de oameni care cer și sună colosale pe respectivele. Îți povestesc imediat despre un schem la 3D sau o roată de aliaj sau un pian de peste 150 de ani. De ce nu e pianul ăsta într-un muzeu? Chiar nu știu să răspund la întrebare, dacă costă el și alte prostii pe care le vând oamenii pe net. Despre ele îți spun imediat aici la Magic.